Salut, noi suntem Ion Blanc, adică Mircea chitară, Dalto bas, Emil chitară și voce, Bogdan tobe, Sorin crape. Da, am început, nu știu, cred că prin 2009 discuții, așa, idei, chestii, s-au concretizat spre începutul anului 2011. La început am fost doi, adică eu și cu primul chitarist, și pe măsură ce a trecut timpul ne-am găsit, ne-am schimbat și am ajuns la formula actuală, cu care suntem foarte mulțumiți. Ultimul venit este dumnealui. Avem un singur album scos deocamdată, în 2012, albumul Handmade Gods and Godmade Demons, și urmează să scoatem materialul numărul 2, care se va numi Dark Waters, și nu știm dacă în primăvară sau în toamnă, încă nu ne-am hotărât. Am cântat la Bestfest anul trecut, am cântat la Artmania anul ăsta, am cântat la zilele prietenii Bergenbier, adică festivalul Berry, la Piața Constituției. Festivalul anonim, unde a fost absolut bestial. Ce mai ești tu, cu și la premiile Metalhead. Și la premiile Metalhead, unde am, mă rog, când am cântat? În 2012. Da, am luat premiul pentru activitatea din 2012, pentru Best New Alternative, cam Best New Alternative Camer. 2012. Așa, avem două clipuri scoase, Ogres of Innocence și de pe nou album lansat recent, videoclipul The Ballad of Lucy Butler. Ce am ales să cântăm astăzi în Găsel? Am cântat două piese de pe primul album, Disposable Hand și Gravity and Passion, care din punctul meu de vedere sunt cele mai bune două piese de pe primul album, iar celelalte patru, The Ballad of Bruce Butler, Rain City, Star Babies și Behind Closed Doors, sunt vor fi incluse pe următorul album, Dark Waters, așa cum zicea și Emil, care o să apară probabil în anul 2014, primăvară sau toamnă, am hotărât. Asta vara am văzut că prietenul meu, Cosmin Lupu, de la ansamblul vocal instrumental Laser Confusion, și-a pus niște poze foarte, foarte faine pe Facebook dintr-un studio și mi-am dat seama instant ce, de unde sunt pozele, că e un live in the studio, gen cum se practică afară, mai ales prin UK, și am pus mâna pe telefon și l-am sunat, bă, ce faci acolo, ce-ați făcut acolo? Păi, uite, am filmat live in the studio, marfă, vreau și eu. Ia, vorbește cu Ionuț. Și l-am sunat pe Ionuț, ne-am întâlnit, am stabilit treaba și astăzi am finalizat. Hai, ascultați toate piesele. Dacă vreți. Toți mai facem parte din câte altă trupă, dintr-o altă trupă. Emil, în afară de Emil. El ar trebui să fie cel mai odihnit, dar... Da, nu prea. Dar e cel mai neliniștit.